Aseară, pe terenul La Balon de pe șoseaua Prieteniei, se disputau ultimele partide din grupele Cupei Liga Prieteniei, competiție fotbalistică pentru amatori organizată de Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. În această seară se dispută ultima etapă din faza grupelor, urmând ca mai departe să stabilim ordinea de joc pentru următoarele două grupe. Două echipe de la fiecare dintre cele patru grupe vor merge mai departe în faza optimilor. Aici vom avea 8 echipe câștigătoare, iar după consumarea celor meciurilor din cele două grupe, vom avea 4 echipe care vor juca în sistem de semifinală-finală. A fost o confruntare în urma căreia s-au stabilit ultimele două echipe ce vor merge în optim. Iată rezultatele. Salvatorii Real Boys 7-4, SC Virom Gazesa Amicii 5-6, Astaflor Unirea Frătești 1-16, IPJ Giurgiu PTF Giurgiu 6-5. Așadar, după mai bine de o lună de la start și după 24 de partide disputate în grupe, Cupa Fotbalistică pentru Amatori, intitulată Liga Prieteniei Giurgiu, a trecut de faza grupelor și întrecerea merge mai departe. Din 16 echipe care s-au întrecut între ele în 4 grupe, au rămas doar 8 formații, care urmau să fie repartizate ulterior în două grupe. Iată echipele calificate în optim. Următoarele partide se vor disputa luni, 30 noiembrie, după un program ce urmează să fie finalizat ulterior.